Se spui! Hai! Salutare! Bine ați venit pe canalul nostru, Melemi! Astăzi vă așteaptă un nou challenge cu o nouă provocare. Cine câștigă, acela primește un premiu, iată, așa de mare. Oare ce premiu? Marele premiu, voi, dar și voi, îl veți vedea la final. Ar fi nerăbdare să-l văd. Challenge-ul de astăzi se numește Nu clipi. Concurenții se vor strădui să nu clipească. Provocările vor fi diferite, înfricoșătoare, zgomotoase, dar și din cele mai neașteptate. Prima provocare. Am fixat o ață și la capătul ei o găleată și vom face vânt găleții spre capul vostru. Găleata va trece pe lângă fața ta, neajungând cu 15 cm. Fii pe pace, Melissa, că nu va ajunge la fața ta. Am verificat de 10 ori înainte de a începe acest joc. Mami, sigur că nu se rupe ața! Este foarte rezistentă. Dar să nu încercați această provocare acasă, fără prezența adulților. Eu voi sta lângă tine și voi urmări. Să nu trișezi! Lasă că te văd și pe tine! Nu, copii, fiți pe pace! Eu am aici telefonul și voi filma îndeaproape să vedem apoi pe lent dacă ați clipit sau nu. Bună idee! Poate să-mi pun niște chibrite, mami! Fără mâini, fără chibrituri! Melissa, ești pregătită? Da! Hai! N-a clipit? Nu știu! Nu ai clipit, Melissa! Ai un punct! Yay! Mircea, acum e rândul tău! Să vedem cât de tare ești tu! Pregătește ochii, Mircea! Mircea, ai clipit? Nu ții minte! Ai avut tendința să clipești, dar ți-a reușit să stai cu ochii deschiși! Copii, sunteți tare! Vezi, cu un punct fiecare! Mami, și în cazul în care câștig ambii, avem surprize pentru amândoi? Desigur, da. Nu prea cred. Mami, oare de ce stăm noi lângă mașină? Ce vrei să faci? Pentru că urmează rezistența ochilor voștri la zgomot. Dar ce au ochii noștri cu zgomotul? Straniu. Hai că vedeți ce urmează. Ochii cui te stăm primii? Eu vreau prima! Bine, vei să stai aici la mașină. Oi. Să auzi claxonul. Melissa, ai clipit? Nu știu! Ai clipit, Melissa! Se pare că acest zgomot a fost o provocare mai... mai dificilă? E șoferul? Da! Și o rugăm pe Melissa să-i dea start! 2, 3! A clipit și Mircea! A clipit, această provocare este mai dificilă pentru ei. Ei, ați prăvălit testul claxonului! Aveți 0 puncte ambii! Oh, nu! Așa, copii, runda mingii. Va trebui să pasați mingea de la unul la celălalt cu capul. Și cel mai important, că nu trebuie să clipiți cu ochii. Oh, nu. Iar mami va monitoriza cu telefonul. Mircea pasează mingea Melisei. Ai clipit? Da. Și testul mingii a ieșuat la Melissa. Mircea, dacă mi-ai dat în ochi, cum să nu clipesc? Hai, 2, 3. Clipit. Ai clipit că nu am observat deloc. Bine că recunoști. Testul mingii a fost picat și de data aceasta... Da, amândoi! Clipitor, da? Dar în paie, ce să facem? Vrei să ne stropești de tot? Desigur că vă stropim! Însă într-un mod aparte, veți fi uscați! Voi veți sta de partea cealaltă sticlă ca bine de duș. Iar noi vă vom stropi. Și iarăși va trebui să fiți cu ochii deschiși. Mircea, fii atent! La 2,
M-am speriat. Fricosule! Ce vine să acum e rândul tău? Hai! Oi. O să-mi pregătiți? Da! Da! Mie ce-ți pregătit? Da! Hai! Să spui! Acesta e tronul nostru de victoria noastră! Se pare că nu doriți să câștigați premiul cel mare. Ambii ați acumulat 0 puncte! Nu! Dar ei merg strâns unul lângă altul la egalitate. Da, mai urmează încă 2 runde. Și o nouă rundă! Vă dați seama ce este aici? Nu știu, cred că o să ne așezăm pe ea să nu clipim. Sau ceva de genul acesta? O să mâncăm? Desigur că nu! Următoarea provocare este și un challenge de pe TikTok. Aici avem o sticlă. Copiii se vor așeza sub sticla noastră. Concurentul vostru va arunca cu mingea peste sticlă, iar voi trebuie să nu clipiți cu ochii! Salut! Așa. Matei, ești pregătit? Hai, 2, 3! Tati, mai vreau încă o dată! Mai încercăm o dată! De această dată, cu paste! Mircea, pregătește-te, concentrează-te, deschide ochii larg! Da, dacă fără mâini... Pastele sunt pregătite! 2, 9, 7, 10! Ce ai făcut cu ochii? Da, am clipit! De ce? Elisa, pregătește-te! Mami, nu poți ca să nu închizi ochii la acest challenge! Nu cred! Mami, te testăm și pe tine? Așa sunt pregătit! Hai! A închis ochii! Cum să nu închizi ochii? Că porcă-ți toate în ochii de așa și nu poți rezist! Hai, și acum cu pastele! Iar voi rezistați la astfel de challenge! Să vedem! Ați clipit cu ochii! Și în ultima rundă câștigă acela care va închide cel mai târziu ochii! 3, 2, 1, să începem! Ai, Melisa, mai rapid! Ai! Parcă clipesc! Da! Și unde e premiul cel mare? Nu văd nimic prin casă! Nu e în casă! Să mergem pe balcon! Eu cu Melisa le-am așteptat foarte mult! Mulțumim pentru acest cadou minunat. O meritați din plin, copii.